Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru sprijinirea a 427 de familii și persoane singure care au probleme sociale. Ajutorul de urgență vizează persoanele singure care se află în nevoie din cauza incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase, ori care au probleme grave de sănătate sau se află în situații care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială. 350.000 de lei pentru 50 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate din cauza incendiilor. 9.500 de lei pentru o familie din județul Dâmbovița și alte două din județul Vaslui, care se confruntă cu probleme sociale din cauza alunecărilor de teren și a fenomenelor meteorologice periculoase. 1,3 milioane de lei pentru 374 de familii și persoane singure cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la excluziune socială. Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.